Vă salut! Astăzi vrem ca să facem mici. O să facem tradiționalii mici cu o rețetă comună. Rețeta care cred că o știm cu toții. Ingrediente avem carne mixtă de porc și vită. Nu sunt chiar așa mulțumit pentru că este 40% porc și 60% vită. Dar o să mai punem 3 linguri de untură de porc. Avem untură, usturoi, boia dulce, cimbru, sare, piper și o lingură de bicarbonat de soliu. Și avem brun de vită. Este o supă concentrată. Este obținută din oase și carne de vită. Și carne de porc și de vită. Cea mixtă. O să pun în această oală. Avem 4 casolete de 750 de grame. Care ne spune că are grăsim de 20%. Dar nu este îndeajuns. Dacă puteți să puneți 60% carne de porc și suplimentar grăsime și doar 40% carne de vită, o să fie perfect. O să punem brunul de vită. Mă bucur că am găsit încercăm să nu mai punem apă până nu amestecăm și vedem dacă chiar mai trebuie. Sunt două plicuri de 320 de mililitri. O să punem și condimentele. Usturoiul cu untura. Și începem să amestecăm 20-30 de minute până când începe să devină lipicioasă. Se încorporează toate condimentele. O mai verificăm și de sare. Dacă mai trebuie apă, mai punem. Dar aș prefera să mai pun încă un plic de brun. Am cumpărat 4. Să iasă un gust mai intens. Se găsește brun și de vită, și de porc, și de pui. O să continui să amestec 20 de minute până când începe să se omogenizeze toată pasta. După ce am amestecat, ea este foarte lipicioasă, o nivelăm în oală, după care o să punem folie să izolăm bine ca să nu se oxideze. Și o lăsăm la frigider până a doua zi. Să intre în reacție și bicarbonatul. Deci 24 de ore trebuie să stea la frigider.
Trebuie să ating carnea ca să nu prindă aer. O să înnegrească. Acum o să băgăm la frigider până mâine, după care formăm mici și îi punem pe grătar. Așa arată carnea scoasă de la frigider a doua zi. O să dăm folia la o parte. O să folosim un pistol de construcții pentru rostuit. Este un pistol nou. Puteți să-l găsiți în magazinele de construcție. Nu avem cu ce altceva decât cu o mașină electrică care ar zdrobi carnea. Focul arde. O să așteptăm ca să ardă toate lemnele. Nu avem de unde să cumpărăm cărbuni, așa că ne mulțumim cu lemne. Facem mai mult jar. Avem două tăbi de mici. Să sperăm că să ne ajungă jarul. După ce s-a făcut jar, am pus și între timp grătarul să se ardă puțin. După care am tăiat o ceapă și ungem cu o ceapă grătarul ca să nu se lipească carnea și să dezinfecteze. Deja l-a dezinfectat flacăra. Ia arată, Marius. O ceapă roșie sau albă, nu contează. Da, e un bun decapant. Ceapă. Merge mult mai ușor cu o lingură. Am pus deja capătul acesta care l-am modelat pe dimensiunea care vrem să ne iasă micul cât de gros. Ungem o tavă cu ulei ca să punem micii. Micii o să îi tăiem la lungimea aceasta, după care îi tăiem pe jumătate. O să începem. Este 3 rânduri, câte 6 mici, o să facem mici mai mari sau putem să facem 9 mici. Acum apăsăm siguranța, tragem cilindrul și începem să încărcăm iarăși. Este mult mai bine decât i-am fi făcut din mână. Facem felul acesta ca să se ducă carnea până jos și să nu prindă bule de aer.
Asta a fost tot, după care înfiletăm. Și mai facem încă 3. Trei așa zis mici. După care o să-i ungem cu pensula cu ulei. O să ungem cu ulei. Partea de jos am uns tava. După care o să-i tăiem. Facem două tăieturi ca să iasă puțin mai mici, ca să putem să-i manevrăm mult mai ușor. Arată în felul acesta. Acum încălzim, o să facem focul la grătar. Așteptăm să ardă lemnele, să facem la jar, dar la foc mai iute, mai jarul să fie mai tare, ca să se facă mult mai repede, să iasă suculenți. Apă într-o sticlă și încercăm să oprim flacăra. Îi lăsăm puțin doar să prindă o crustă, după care îi întoarcem ca să nu se ardă. Așa arată rețeta de mici pe care am făcut-o. Se servește cu muștar, maioneză sau ketchup și o pâine de casă. Este delicios și vă doresc poftă bună!